Adi, e ceva în legătură cu meciurile astea cu Rostov de nu se joacă niciodată la data la care ar trebui? Da, din păcate, virusul ăsta vedeți că e foarte complicat de ținut un frâu. Ei au multe cazuri de COVID în echipă în acest moment. Lucrul ăsta va face să se aglomereze foarte tare perioada de final, dar este evident că e cea mai bună soluție să nu jucăm un meci, pentru că riscul de a veni de acolo infectați ar fi fost foarte mare. Așa că asta e, trebuie să ne adaptăm, avem acum în față alte etape pe care trebuie să ne concentrăm, să le facem bine, așa că putem să influențăm doar ce putem noi face prin munca noastră. Am încurcat mult planurile de pregătire, de antrenament, această amânare, sau te gândești că poate mai bine că și la CSM în lot erau probleme cu accidentările și poate mai câștigăm timp, cum se spune? Da, cred că sunt două puncte diferite. Faptul că și noi vom câștiga câteva zile și sperăm ca din jucătoarele accidentate să se întoarcă în echipă, sigur este un lucru bun pentru noi, lucrul ăsta. Pe de altă parte, e dificil pentru echipă când te setezi, când te pregătești fiecare zi tactic de jucat într-o echipă și automat aduni în tine un nivel de adrenalină și de concentrare imediat, minutul următor, să schimbi lucrul ăsta. Dar cred că ce ne-a învățat, din păcate, această pandemie, acest virus, este că planurile se pot schimba de la minut la minut câteodată. Așa că nu rămâne decât să ne regrupăm, să ne redresăm și să fim concentrați pentru perioada următoare. Vorbeai de cât de mult se vor aglomera meciurile. Pe de altă parte, tu și spuneai că îți dorești multe meciuri. Cam care ar fi partea pe care o iei bună din lucrurile astea două? Partea bună pe care o aleg este că vom încerca să fim cât mai bine capacitați până la final. Sperăm să putem recupera din jucătoarele accidentate, pentru că efectiv numeric, din păcate, asta este cea mai mare problemă noastră în acest moment. Avem posibilitatea să ne antrenăm aceste zile un pic mai bine și să creștem capacitatea de efort cu câteva procente, ceea ce va conta cu siguranță. Iar legat de meciurile multe, este de fapt o caracteristică a fiecărui sezon, faptul că o echipă de Liga Campionilor joacă foarte multe meciuri. Acum cu siguranță vor fi și mai multe meciuri și cu deplasări de fapt care sunt foarte complicate, pentru că trebuie știut, o deplasare în Rusia face să pierzi două nopți, având în vedere orele de zbor. Cum estimezi că vor fi revenirile fetelor ca timp, celor care nu sunt apte 100% în acest moment? Eu cred că sunt unul din liderii care cred foarte mult în echipa mea și în responsabilitatea muncii de celor din echipa mea, așa că dacă aș fi doctor, credeți-mă că ar fi prea multe lucruri pe care aș putea să le fac. E foarte greu de zis, și Elizabeth și Gabriela, cele care sunt cele mai aproape de a se întoarce, au niște accidentări, hai să spunem, ușor delicate. Și știu că staful nostru medical lucrează foarte mult la lucrul ăsta. Bianca începe de fapt de astăzi să alerge în sală și sperăm că în cât de scurt timp se poate să se arăture echipei. Așa că probabil în vreo două săptămâni echipa noastră numeric vorbind se va simți un boost. Sunt convinsă că ai vorbit cu Per Johansson, sunteți prieten bun de atât timp. Cum se simte având în vedere că și el e infectat cu COVID? Până acum, în zilele astea de început, de când el a fost depistat pozitiv, simptomele lui sunt ușoare sau, hai să spunem, controlabile. Cred că la un moment dat, când cineva în jurul nostru se infectează, nu putem să-i dorim decât să aibă simptome cât mai ușoare sau poate spre deloc. Trecem cu toții printr-o perioadă foarte dificilă. Din fericire pentru noi, am avut un număr foarte limitat de cazuri în echipă, așa că îmi doresc ca acest lucru să continue și ca fetele să fie ferite exact cum au fost și până acum de acest virus.